Consilierii județeni au aprobat încetarea mandatului de consilier județean deținut până acum de Aurel Slapciu de la PPDD, după ce șefii partidului i-au retras sprijinul politic. Astfel, pe lista de consilier județeni după Slapciu urma Vasile Golob, dar acesta a demisionat din PPDD, alegând să rămână șef de cabinet la senatorul Tudor Barbu. Din acest motiv, în Consiliul Județean va ajunge Elena Amza, consilier la Logrești și viceprimar. Gheorghe Neață, viitorul coleg al PPD-istului, a comentat această schimbare. Domnului Slapciu va fi următorul de pe listă, dar următorul de pe listă, de fapt următorii de pe listă, sunt cei doi primari și urmează, cred că, doamna Amza. Acum? Da, da. Se va hotărâ la nivel de partid împreună cu dânsa și care va fi cel care va lua locul domnului Slapciu în Consiliul Județean. Slapciu a fost retras de pe lista de consilieri a PPDD în urma unor declarații defăimătoare făcute la adresa unor colegi din partid. Eu cred că domnul Slapciu a fost un element bun al partidului, dar a pus sare pe rană. A fost în momentul acela neplăcut pentru partid, cu retragerea celor doi parlamentari și, deci, cum spun eu, a pus sare pe rană sau colac peste pupăză, a venit și declarația dumnealui, care n-am înțeles-o și nu știu ce a vrut să facă prin chestia asta. Și partidul, la nivel central, conducerea partidului, a luat o hotărâre radicală de excludere din partid. PPD-ista a activat în politică în trecut la Partidul Național Liberal. A plecat însă la Partidul Poporului Dan Diaconescu pentru că Uniunea Social-Liberală a decis să-l susțină la funcția de primar pe social-democratul Ion Băluță.